Aha, și să vezi că am pus iar degetul pe obiectiv și nu se mai filmează clar și nu mai fac poze clar. Și ar trebui să-l ștergă, na, dacă l-am mânjit acolo, l-am amprentat cu degețelul meu, trebuie să îl fac la loc curat. Păi, normal. Păi da, mă, și aici, cum ziceam, ce, voi ce mai faceți, cum o mai duceți, toate merg bine, la mine... Doamne, pot zic că totul este perfect la cap la coadă, deci nimic nu mă supără. Nimic nu mă stresează și nimic nu mă deranjează. Deci toate lucrurile sunt frumoase și ne la locul lor în viața mea. Bineînțeles că ne la locul lor, cum au fost întotdeauna. Sunt multe întrebări la care nu am găsit încă răspuns. Bineînțeles că nu-i vorba de întrebările fundamentale ale vieții, că la asta a avut grijă să-mi răspundă Biblia. Biblia, cea mai importantă carte a tuturor timpurilor, citiți-o, vă rog, este foarte importantă. Este revelatoare pentru timpurile în care trăim acum. Și foarte relevantă. Și, cum vă spuneam, lucrurile nu sunt chiar la locul lor în viața mea. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mă afectez așa prea tare, să mă dau peste cap, că o fi că o păți sau că să mă dau cu capul de ceasul morții, pentru că nu se poate întâmpla așa ceva. Pentru că de când mă știu, am fost o fire care, chiar dacă am pus răul în față, totuși am supraviețuit din toate relele prin care am trecut, din toate cumpenele și am trecut cu bine peste ele. Și știți ceva? Cred că și voi, dragile mele prietene, o să treceți la fel peste toate, cu brio. Așa că, succes la a trece prin încercări. Pentru că asta, oricum vor veni destule pe zi sau pe săptămână, depinde. La unii vin mai multe, la unii mai puține, depinde și de ce fel de persoane ne înconjurăm și depinde și de cum le atragem noi, de firea noastră și de felul nostru de a gândi. Că dacă gândim negativ, cu siguranță vom atrage negativul asupra noastră și atunci e bine să ne păstrăm un spirit pozitiv și optimist și să mergem mai departe cu capul sus și fruntea sus, cu demnitate, că suntem tari și puternice. Vă pup și vă iubesc. La revedere!